Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Vărsător, etalare pentru martie 2021. Acum o mică întârziere, dragii mei, dar dacă vreți să considerați etalarea până pe 9 aprilie, sunteți liberi, dar nu uitați că totuși etalările nu se încadrează într-un termen fix, pot să se manifeste și în lunile următoare. Dragă Maria, pentru că tot am întârziat, sper să primesc mesaje plăcute, să merite întârzierea. În timp ce am amestecat seturile acestea de cărți, interesant că n-am amestecat, amândouă erau oprite sau, în fine, aranjate. Să-mi arate regina de monede și una și cealaltă. Regina de monede care înseamnă semn de pământ pentru unii, o stare de maternitate pentru alții, o stare de stabilitate financiară și profesională pentru alții, un proiect creativ pentru alții. În timp ce m-am amestecat, s-a mai arătat soarele, da, niște bucurii sau niște chestiuni legate de copil, dacă sunteți mame și aveți un copil. Dar în mod special mi-a atras atenția moartea și judecata. Moartea și judecata. Nu, da, judecata, renașterea. Moartea și renașterea. A apărut în timp ce amestecați seturile acestea de cărți și bănuiesc că vreți să puneți capăt unei situații neplăcute și să renașteți. În timp ce am amestecat acest set de cărți, a apărut 5, interesant, ați văzut 4 de monede, 5 de monede și asul de cupe. Probabil că unii, într-adevăr, aveți de-a face cu un semn de pământ, un semn de pământ care ține în secret la ceva. Poate la un semn de apă, interesant, cavalerul de cupe și 9 de cupe, dar dacă e secret, se pare că l-am dezvăluit. Dacă nu, poate voi țineți, unii dintre voi țineți în secret la un personaj. La Marea Preoteasă, pentru unii, poate un personaj foarte intuitiv, pentru că sunteți vărsători, vă atrage acest personaj că știe tarot, astrologie și alte chestii supra naturale, paranormale și extra senzoriale. Vă atrage acest personaj și țineți la acest personaj, vreți să comunicați eventual, nu știu, să o comunicați ceva frumos. Câtă bucurie și speranță va aduce acest personaj? Da. Vă gândiți să o luați de la zero și să lăsați în urmă perechea voastră sau niște regrete. Aici puteți să fiți voi regele de spade. Lăsați în urmă niște regrete și să manifestați ceva nou. Ceva nou, eventual, acest personaj. Pentru unii. Dacă nu-i personaj, poate să fie o stare. Poate voi țineți în secret niște stări emoționale, niște cunoștințe. Why not? Că Uranus ține și de astrologie și Uranus vă guvernează, Uranus e în Taur. Da, niște, vedeți și voi cum decriptați aceste mesaje. Haideți să revenim. 4 de monede. Am vorbit mai devreme, am dat niște mesaje variante. Aici, după 4, se vede 5 de monede, de monede și asul de cupe. Dacă ați avut niște probleme în cuplu, începe să vă vindecați cuplu sau începe să vă vindecați voi dacă ați avut problemele acestea, v-au influențat într-atâta sănătatea. Pentru că a fost frig, a fost iarnă, au fost probleme și nu doar iarnă, a fost un an greu. Și vor mai fi, dar depinde și de noi cum îi manifestăm. Dacă aveți probleme financiare, s-ar putea să primiți, să începeți să sperați, pentru că asul de cupe înseamnă și speranță. Există acest nou început pentru unii, vedem. Oh, iată, moartea și renașterea, după dezamăgire. Într-adevăr, aveți ceva, niște lucruri de care trebuie să vă eliberați. Ascultați eliberările de la lună plină și vom vedea și ce se va face la lună nouă. Trebuie să puneți capăt împăcărilor, reîmpăcărilor de nu știu câte ori v-ați împăcat cu cineva care v-a dezamăgit. Și poate totuși acele personaje emoționale, eu știu, poate cineva există acolo undeva, în sufletul unui vărsător, a unei vărsătoare, un personaj.
romantic, sentimental sau care le atinge sufletul într-un fel sau altul. Eu amestec cărțile, da? Amestec. Am să pun și asta. Și începem etalarea. Și vedem ce alte mesaje. Posibil doar acestea să fie valabile pentru unii, pentru alții posibil. Doar prima parte a etalării. Ia uite, îndrăgostiți, ce frumos, vă îndrăgostiți? Uhuhu, ți-am zis că vreți să vă îndrăgostiți? Superb! Sau cineva e îndrăgostit de voi, sau voi vreți să vă îndrăgostiți? Ah, ce-mi place! Semn de apă, gemeni sau nu contează? Cineva? Cineva visează curcube, steluțe, pupici cu sclipici. Eh, ia uite, valetul de cupe, o comunicare emoțională. He, he, he. Vărsător, soare, lună, Venus, ascendent, nodul meu în vărsător. Iac, comunicare, vreți să faceți dreptate, poate cineva, sunt multe, dar se dorește dreptate, se dorește echilibru, se dorește exprimarea unei karme. Sunt multe variante, hai să vedem, iar, valetul de spate, nevoia de comunicare. Ziceți-mi și mie un vărsător. Bine, mai sunt și vărsători tăcuți, dar. Vărsători în martie. Oh, am zis, măi, regina de cupe a fost mai devreme și marea preoteasă sau doar marea preoteasă? Uite, regele de cupe e aici, în sufletul vostru. Vai, deci nu pot să cred, 9 de cupe. Ce mă bucur că am planete în vărsător. Yes, yes, yes! Da... În mod special Venus, da, în suflet, emoții profunde, o dragoste profundă și speranță. Aici e provocarea, să rămâneți în echilibru sau manifestați speranță. Dar o să clarific și sper să nu se schimbe atmosfera la clarificare, că așa se întâmplă. În trecutul îndepărtat aveți 9 de monede. Ia uite, 2 de spade, l-am văzut și parcă mai devreme, da? Trebuie să alegeți, în ultima vreme vă gândiți că trebuie să alegeți. Am văzut și asul de spade. Regele de bâte în viitorul, îndepărtat, probabil, prin berbec. Se manifestă, da, Marte în berbec spre sfârșitul lunii. Acum aveți asul de spade, trebuie să alegeți dreptatea. Alegeți victoria. Probabil că un semn de aer se gândește la voi, interesant, pentru că este regele de cupe între două semne de aer. Posibil că există un semn de aer care are emoții, sau voi aveți emoții profunde pentru ei, dar cred că și ei, pentru că aici e provocarea, dar posibil să aibă și ei. Să vă oglindiți. Pentru mine v-am zis de nu știu câte ori, pentru cei care ascultați, să folosesc și baghetuța, 2 de spade reprezintă de obicei Marte în balanță sau anumite planete care țin de balanță. Însă, se dorește victoria în prezent. Victoria Secret, eventual. E sexy. Sfatul, 5 de bute. 10 de cupe, iar apare. Măi, ce frumos, 10 de cupe și regele King. Și regele de cupe în sufletul vostru. Împărăteasa, de ce vă este teamă de împărăteasă? Și aici apare împărăteasa și preîmpărăteasa. Și ce vă doriți 10 de bute? Să renunțați la ceva ce vă consumă. Dar ca să renunțați, sfatul este să vă luptați. O să clarific. Ce reușiți să faceți, marele preot? Aveți pe cineva cu marcaj în semnul taurului? Poate unii sunteți căsătoriți și aveți un copil și apar conflicte, interesant, dar vreți să schimbați energia în această căsnicie eventual, da? Care v-a obosit, ia uite, 9 și 10 pentru unii, dacă e căsătorie, v-a obosit căsătoria aceasta. Poate v-a obosit și blocajele care au fost. Ho-ho, pentru că marele preot înseamnă și contracte, nu doar spirituale, corporații. Dar apare și soarele, mai încolo. Poate soare în berbec, poate când va fi soare în berbec să se manifeste ceva, dar apare și soarele, apare și semnul leului, opus vouă. În fine, vine și soarele. Deocamdată este soare în pești.
și va aduce multe emoții această conjunctură. Ia, uite, la capătul setului de cărți, Regina de Cupe, perechea voastră divină. Nu singur semn de apă, posibil, dar nu e obligatoriu. Poate să fie personaj care are conjuncții, trigoane, aspecte pozitive între luna voastră și luna lor, pentru că luna reprezintă cupa, da? Ia uite. Pe de o parte, am zis că vreți să renașteți. A apărut scorpionul mai devreme prin moarte. Poate să fie scorpion, peștrac, scorpion. Dar vreți să renașteți dintr-o relație. A, mi-aduc aminte că am văzut, da, mi-aduc aminte că am văzut împăratul în timp ce am amestecat cărțile și temperanța. Trebuia să vă vindecați de acest împărat. În fine. Există posibil, ia uite, 4, 4, 4, 4, 4 și asul de monede. Există un semn de pământ pentru unii, că o fi soțul vostru, poate are planete acolo, nu neapărat semn de pământ, poate să fie și berbec, în fine, există o figură impozantă, impunătoare, importantă, la locul de muncă al lor, poate chiar și al vostru. Există această figură, însă se dorește renașterea, s-a dorit renașterea, dar în ce sens? O renaștere emoțională. În relația cu acest personaj. Deși am senzația că aveți două persoane, ar putea să fie împăratul, același personaj, regele de bâte, taur sau berbec. Am văzut și taur, aveți și berbec, probabil că sunt mai multe personaje în viața voastră. Și mai este acest personaj, semn de apă, peștrac, scorpion, cu care aveți o oarecare comunicare emoțională. Aveți o comunicare. Și chiar dacă nu-i peștrac sau peștrac sau scorpion, repet, ca să nu vă fixați pe zodie, există o persoană în viața voastră cu care corespundeți din punct de vedere emoțional, da? Regele, regina, 10 de cupe, vă influențează din exterior acest personaj, dar și voi aveți aceleași stări, da? Vă oglindiți din punct de vedere emoțional. Și vom vedea la clarificări dacă are legătură cu zodia sau nu are legătură, în fine. În trecut, 9 de monede. Voi, singuri, independenți, că această carte reprezintă o persoană independentă, în mod special doamnele, dar poate să fie oricine altcineva. Voi, independente, frumoase sau independenți, frumoși, cu rezultate profesionale deosebite în trecut. Și totuși, apare în ultima vreme, în ultimele luni, trecutul poate să fie câțiva ani, câteva luni, evident, trecutul îndepărtat, trecutul apropiat. În ultima vreme sau în ultimile luni, nevoia asta de a decide, de a bloca ceva cât timp decideți. Că sunteți voi, că e altcineva, vom trăi și vom vedea, o să clarific. Dar, cum am zis mai devreme, simt că ar putea să fie un personaj care are multe emoții față de voi și multă pasiune și totuși în ultima vreme a trebuit să tacă, tocmai ca să aleagă între voi și altcineva și acum în prezent își dorește comunicarea. Poate că vă doriți voi comunicarea cu ei după această perioadă de tăcere, de alegeri, de ce-o fi fost, dar se dorește comunicare. A fost și Mercur retrograd, să nu uităm, dar cred că e o chestie mult mai îndelungată decât Mercurul retrograd. Și în momentul în care comunicați în adevăr, începe să se manifeste pasiunea, nu doar emoțiile. Emoțiile se manifestă. Pasiunea nu poți manifesta de la distanță. Este clar, nu trebuie să pui mâna pe cineva, trebuie să pui mâna pe un proiect, pentru că pătrele sunt creative, ca să-l transformi. Da. Așa cum spadele sunt mentale, emoțiile și ele plutesc în aer, mai ales în sufletul nostru, bâtele și monedele sunt foarte palpabile.
Deci, în momentul în care se comunică adevărul și emoțiile, și de fapt ăsta e adevărul, că sunt multe emoții între voi și cineva, uite, 10, ei au 10, voi, un ocean. În fine, cred că e același personaj, nu putea să apară, n-avem două cărți cu același număr și a apărut sub forma lui nouă. Și totuși, puteți să-mi comentați, simt că sunt mai multe personaje. Simt că este și un semn de pământ undeva în trecut, da? Cu care mai încercați o comunicare ceva. Există și niște conflicte verbale, mentale, între voi și ori acest semn de pământ, ori un alt semn de aer. Emoțiile acestea pot să fie și de la un alt semn de aer, evident, o să clarific. Dar văd undeva în trecut și în poziția interesant, apare în trecut semn de pământ și în poziția fricilor împărăteasă ar putea să fie iar acest pentru unii. Cum îi spune? Taur, da? Taur. Care, din niște motive, reprezintă mai mult trecutul decât prezentul în viața voastră. Sfatul este 5 de băte. Să fiți creativi, pentru că 5 e casa leului, a creativității. Să fiți creativi, să vă luptați pentru ceea ce vreți, pentru adevăr, pentru aceste emoții pe care vreți să le împărtășiți cuiva sau cu care, eu știu, vreți să creați ceva. Luptați-vă, dar într-un mod creativ. Exterior aveți 10 de cupe. Cineva care vă vede ca picați din cer. Raiul pe pământ simte în preajma voastră, dar o să clarific, să vedem, să sperăm că nu se schimbă la clarificări interpretarea. De ce vă este teamă de împărăteasă? Poate unii vă este teamă de, dacă ați fost singure, singuri, da, vă este teamă totuși să vă căsătoriți, pentru că apare totuși aici. Cineva va dori alături. Poate că vă este teamă să vă căsătoriți, să semnați un contract și să deveniți mame, soții. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Pentru alții să fie acest semn de pământ de care vă este teamă din niște motive. Sau nu neapărat că vă e teamă de personaj, e ceva acolo, o problemuță între voi și acel personaj. Vă este teamă că nu puteți manifesta abundență. Că nu puteți manifesta această dragoste, da? 10 de cupe, 9 de cupe, regele de cupe și dragostea aceasta, energia asta divină. Pentru că la un moment dat a trebuit să vă luptați, ați văzut și dezamăgirile, da? Ați văzut, ați renăscut. Și nu e ușor. Ce vă doriți? 10 de băte. 10 de băte pentru mine înseamnă relații obositoare. Dacă ați fost niște relații obositoare care v-au consumat energia, vreți să vă eliberați de ele, pentru că 10 e un ciclu care se termină, da? Pentru alții, posibil să vă doriți cineva cu, pe cineva cu marcaj puternic în semn de foc. Marcaj, neapărat semn de foc. Un personaj pentru care v-ați lupta, care vă consumă pentru că există atracție puternică între voi și acest personaj. Posibil. Iar vom trăi și vom vedea. Hai să vedem, să și clarificăm. Vă rog frumos să vă luați mesajele, să alegeți dintre variantele pe care vi le dau, pentru că sunteți mulți de diferite generații, unii sunteți singuri, alții sunteți căsătoriți. Unii aveți copii, alții n-aveți, iau te îndrăgostiți, ce frumos, și 10 de cupe. Măi, deci nu se poate. Cineva e îndrăgostit de voi, ar lupta. Dar totuși a fost o separare, iau te, a fost un turn între voi din cauza unor prieteni. Asta e, din cauza unor prieteni.
Și iar apare și am revăzut marele preot a unor tradiții, a unei diferențe de cultură, de religie. Asta e cu vărsătorul. Clarificăm, te rog frumos, hai să începem central, da? Regele de cupe. Clarificăm regele de cupe din sufletul vărsătorilor. Soarele meu, Venus, așteptăm. Ia uite, faetonul. Faetonul. Simți, dar știi, v-am zis, faetonul merge către stea, da? Cu fi semnul oracului pentru unii, variază. Nu e obligatoriu. Sau cineva cu marcaj acolo puternic. Și face opoziție cu marcajele voastre din Capricorn, chiar dacă sunteți vărsători, poate aveți acolo planete. Faetonul, simțiți, simțiți în sufletul vostru că această dragoste trebuie să manifeste victoria. Ori voi vreți să mergeți către acest personaj și să exprimați ceea ce simțiți, ori da, vreți să comunicați. Vreți să comunicați. Au fost niște dezamăgiri din cauza acestei pasiuni. Of, ce complicat e, mă, vărsătorilor. Cineva a fugit de această pasiune cândva. A existat multă pasiune, iau de regele de băte și asul de băte. Și totuși cineva a fugit. Ori aveți încă un alt semn de aer și un semn de foc în preajma voastră și vă jucați între foc și aer, da? Și v-am zis, emoțiile poate să reprezinte pentru pe oricine. Vreți să mergeți. Vreți să comunicați aceste emoții, această pasiune și să depășiți dezamăgirile care au apărut din cauza unei evadări din această pasiune, din acest potențial. Hai să clarific ca să înțelegem mai bine. 9 de cupe, te rog frumos. 9 de cupe pentru vărsători. 9 de cupe pentru vărsători. 9 de cupe. Uf, sunt multe. 9 de cupe pentru vărsători. Uf, 9 de cupe. 3 de monede. Mai se dorește colaborarea în această. Se dorește colaborarea, se dorește victoria. Posibil, dacă nu se simțiți că sunteți voi, să fie ei, cu multe emoții. Iar. Ei vor să construiască ceva cu voi, ceva durabil, ceva rezistent. Și aici este alegerea. Și a voastră și a lor. Să renunțați la aceste 5 de monede pe care le-am văzut mai devreme și să vă transformați, să mergeți către idealurile voastre. Probabil că și ei au fost dezamăgiți și voi. Hai să vedem. 2 de spade. 2 de spade, te rog frumos, clarifică. 2 de spade. Doi de spade, ia uite, 9 de monede, același personaj și judecata și ia uite puterea. Iar au fost dezamăgiri în aceeași poveste. În trecutul îndepărtat. Voi ați refuzat pe cineva? Ia să vedem, clarificăm 9 de monede. Care a apărut de două ori, 9 de monede. Clarificăm 9 de monede în trecutul îndepărtat al vărsătorilor. 9 de monede. Nu de monede. Ia uite, domnule.
Erați fericiți singuri. Străluceați. Până a apărut cineva. Mai dăm o carte. Soarele. 9 de monede. Clarificăm soarele. Clarificăm soarele, te rog. Clarificăm soarele. Clarificăm soarele, că văd că revine în viitor soarele. Soarele. Te rog, clarificăm soarele, în trecutul îndepărtat. Clarificăm soarele. Ah, nu sunt multe. Clarificăm, te rog, soarele. Da. Mai. Iar sunt multe, dar tot le pun. A trebuit. Mai, mai, mai. Ce aici? Da. 6 de monede, temperanța, 5 de cupe și 7 de bâte. Ați fost îndrăgostiți la un moment dat, ați fost fericiți sau cineva a fost atras de această vibrație a voastră, foarte strălucitoare, foarte înaltă. Singur poate, că erați singur și ați atras pe cineva tot singur, nu era singur, ați atras pe cineva prin vibrația voastră înaltă, că e prea împărăteasa și aici împărăteasa, da? Dar acest personaj nu era singur, mai era încă, mai avea încă pe cineva, erau trei persoane, da? Și din cauza că erau încă trei persoane și trebuia să-și facă timp și pentru voi și pentru cealaltă persoană, a trebuit ca lucrurile să intre într-o stare de calm, de temperanță, de echilibru. A trebuit să se echilibreze. Personajul acesta a trebuit să se tempereze la un moment dat în legătură cu voi și probabil că au apărut regretele, 5 de cupe, ați simțit 3 de cupe și, da, se vede ce zic eu aici, ați simțit că mai există altcineva, probabil că atât timp cât s-a temperat situația din cauza triunghiului sau altor probleme, responsabilități, neapărat triunghi, din cauza aceasta, a trebuit să așteptați. Și așteptarea asta v-a adus lacrimi, da? Și la un moment dat ați devenit foarte defensivi. Foarte defensivi. Am zis că a trebuit să așteptați și așteptarea aceasta a fost din cauza că cineva, iar am zis de balanță, cineva cu marcaj acolo, nu obligatoriu, poate să fie marcaj în casa șaptea, dar în fine. Cineva care avea încă un personaj în preajmă și a trebuit să decidă între voi și altcineva. Da? Și din cauza asta s-a blocat comunicarea, a apărut regretele, lacrimile și așa mai departe. Au trebuit să judece în legătură cu voi, 9 de monede. Să judece, da? 2 de spade asta face, stă și judecă sau încearcă să-și simtă intuiția în legătură cu voi. Ce face? Va alege sau nu va alege? Alege împăcarea, judecata, știți că înseamnă și împăcare, da? Și în timpul acesta au fost multe conflicte interioare. Asul de spade. Clarificăm, te rog frumos, asul de spade în prezent. Am zis că la clarificat lucrurile se complică. Asul de spade în prezent, vă rog frumos, dragile mele cărți. Asul de spade. Asul de spade pentru vărsători, acum că și am Venus, hai să vedem. Dă de bine, dăm de bine. Asul de spade, te rog frumos, clarificăm asul de spade. Hai, vină cu vești frumoase. Aha, asul de spade. Puteți să fiți voi, evident, voi semn de aer, vreți să alegeți între o pasiune care v-a ținut pe loc și o pasiune care vă poate duce într-o nouă direcție, puteți explora lumea cu această nouă pasiune. Eventual trebuie să alegeți și voi, nu doar ei. Acum, dacă ei vin înspre voi, o să stați și voi să vă gândiți, o să vă faceți planuri, o să încercați să aveți o viziune nouă asupra lucrurilor.
dragoste profundă este cu regele de cupe. Dragoste profundă este. Am văzut soarele. Îl vedem și în viitor, da? Fericirea a fost, dar, repet, a trebuit lucrurile să... a trebuit să așteptați. Și așteptarea asta, repet, a adus lacrimi. Și o stare oarecum de precauție. Ia uite. Iar apar. Apare păcăliciu, apare cel care vine, pleacă, frânge inimile, da? Comunică pasional, dar frânge inimile. Interesant că iar apare acea regină de monede despre care am vorbit. Poate pentru unii acest nouă de monede să reprezinte un semn de pământ sau cineva cu marcaj puternic, da? Dar nu obligatoriu. Ia uite. O relație, ia uite, în care s-a stagnat. 10 de bâte, spânzuratul, în fine. Acum trebuie să alegeți, pentru că nu mai vreți să vă păcăliți. Unii dintre voi cu regele de cupe ați învățat să vă iubiți în această perioadă în care ați fost pus în așteptare. Temperanța a însemnat și vindecarea voastră, trezirea voastră, vindecarea voastră. E o poveste mult mai complicată, nu pot să o spun chiar în câteva cuvinte, dar bănuiesc că unii știți. Da? Ideea este că nu vreți să vă mai păcăliți. 7 de spade ne poate reprezenta pe noi, păcălindu-ne că va fi bine, că se va întoarce și dacă se va întoarce, după ce va frânt inima, ce face? Da? Aici este. Aici este problema, de-aia trebuie să alegeți. Vreți comunicare directă, vreți victorie, vreți un nou început, un nou început, da, evident că nu are cum să fie vechi început, sună cam ciudat, da? Vreți dreptate? Probabil că o să apară totuși justiția la un moment dat, nu știu. Vedem. Vreți dreptate? Clarificăm, te rog frumos, 5 de bâte. 5 de bâte. Da. Fiți creativi, luptați-vă ca să vă schimbați karma. Și o schimbați începând ceva nou, comunicare, proiect, studiind ceva nou. Poate că pentru unii acest vale de monede să reprezinte și o întâlnire cu cineva, dating, da? O întâlnire de asta așa romantică. Sfatul, pentru că e în poziția sfatului. Luptați-vă pentru stabilitatea voastră, pentru un nou proiect care vă poate schimba energia și norocul. Eventual, pentru unii posibil să fie cineva care se luptă pentru voi să se întâlnească. Și dacă se luptă să se întâlnească cu voi, să comunice, dați-le șansa aceasta. Că s-ar putea să se schimbe, am văzut aici roata norocului, dar să se schimbe energia. Interesant, s-a oprit la regele de bâte, care apare în viitor. Am zis, posibil să fie cineva cu marcaj în semn de foc sau, dacă zic marcaj ca să nu mai zic zodia fixă, pentru că nu e corect. Marcaj în semn de foc, cineva care simte multă pasiune pentru voi. Văd în trecut totuși aici că ați fost voi între un semn de pământ și cineva cu marcaj în semn de foc. Am senzația că semnul de pământ ține mai mult de trecut decât de prezent, de viitor. Sau cine are această pasiune pentru voi? Hai să vedem în continuare.
10 de cupe, te rog frumos, clarificăm, 10 de cupe, influență exterior. Uf, da, cineva are multă pasiune, multă și pasiune și emoție, uite, influență exterioară. Uite, cavalerul de bâte, regele de bâte, posibil chiar acest personaj să vă aleagă pe voi, interesant, da? Voi fiind asul de spade, să aleagă, se uită înspre voi, după cum vedeți, să vă aleagă pe voi. Tocmai pentru că, ce frumos se așează cartea, privește către aceste 9 cupe, regele de cupe, are și emoții, repește și vede, da? Cu fi semn de foc, cu fi semn de apă, eu cred că e undeva la cuspida, între foc și apă, da? Racleu, pești berbec sau berbec pești sau ce, scorpion săgetător, ceva de genul ăsta. Genul ăsta de amestec. De emoții și încredere. Cineva foarte dispus să vă cucerească, să vă impresioneze, să vă șocheze. Ar trebui să apară și turnul într-un fel sau altul, probabil că ar apare dacă aș mai amesteca mult cărțile. Da, vrea să manifeste, ia uite. Vrea să manifeste, ia uite, 10 de cupe iar. Simte emoții puternice față de voi, regele de spade. Și nu doar emoții. Ia uite, aici sunteți voi, suflete perechi. Și iar apare semn de pământ. Vedeți și voi cum aveți multe opțiuni, dragii mei vărsători. Ce alegeți, dar îndrăgostiți iar împărăteasa, măi, măi, măi. Oricum, acest personaj, interesant, poate acest personaj are un semn de pământ, da, undeva în trecut. Dar eu altfel simt acum cărțile, când le ating. Simt că acest personaj, da, de aici vine, da, cavalerul de bâte și 10 de cupe, acest personaj plin de foc și de emoții și de visuri și de speranțe și de euforie, euforic. Da? Vrea să manifeste ceva cu voi, să comunice, să vă comunice. Da? Și magicianul și regele de spade comunică această stare de euforie și nu doar atât. Simte că puteți să creați ceva, voi doi să colaborați, vărsătorul și ei, să colaborați și să creați ceva practic. Nu degeaba am văzut regina de monede de două ori. Nu musai să fie un personaj, pentru unii poate să fie, dar cartea în sine nu reprezintă doar personaj, reprezintă și o energie, da? Și regele de monede reprezintă o energie stabilă. Își dorește o legătură stabilă, nu doar emoțională cu voi. Ăsta este personajul de aici. Asta este personajul. Și atunci, dacă acest personaj, ia uite, tot semn de foc apare, da? Care se luptă, da? Și ăsta se luptă, cavalerul de bâte. Da? Se luptă. Pentru voi, își dorește să comunice, s-ar putea să vă invite, să vă ofere ceva, dați-le șansa, roata norocului. Aici este sfatul. Mergeți, schimbați energia. Pentru că și voi aveți nevoie de schimbare. Clarificăm împărăteasa, te rog frumos. De ce este în poziția fricilor? Împărăteasa, o carte atât de frumoasă. Ia uite. Interesant, împărăteasa apare alături de valetul de bâte. Valetul de bâte care poate să fie un copil. Ah. Mai, aveți o dezamăgire aici. Interesant, dezamăgire. Probabil că acest personaj, foarte frumos, poate chiar abundent, a avut în poziția fricilor și s-a oprit la dezamăgiri. A avut o atitudine foarte imatură. Sexy, într-adevăr, creativ, simpatic, dar foarte imatur. Poate pentru unii, pentru unele doamne să vă fie teamă să aveți un copil, să nu rămâneți însărcinate, da? Este o teamă, dar
Eu văd mai degrabă o temă față de cineva cu marcaj în semnul taurului. Marcaj. Iar copilăria și maternitatea. Spun așa, încerc, ia uite cum s-a răsturnat asta. Copilăria și maternitatea. Spun așa niște cuvinte mai generale ca să vă încadrați voi mesajul, pentru că variază, sunteți mulți, generații diferite, căsătoriți, necăsătoriți. Pentru că apare cuceritorul, cel care vă tentează către o aventură, cel care v-a ales, da? Și vrea să vă cucerească cu orice chip, probabil că aici vă este teamă, nu știți dacă veți crește împreună, dacă veți avea stabilitate, dacă cumva să nu rămâneți însărcinate unele dintre voi, iar variază. Iar variază. Clarificăm 10 de bâte. 10 de bâte, ia uite. Regele de monede. Da, aveți ceva de discutat cu acest personaj. Iar, poate vreți să puneți capăt, unii dintre voi, vreți să puneți capăt unei legături, care, unei relații de lungă durată, care v-a consumat pe voi, pe ei. Pentru unii acest rege de monede să fi fost prea strict, prea pământean și voi aveți nevoie de idealuri, de pasiune, de creativitate, totuși. Și dacă nu fi regele de monede, vreți să puneți capăt unei relații care v-a consumat, unei situații, neapărat relații, poate să fie și la locul de muncă, vreți să puneți capăt lucrurilor care vă consumă și care vă distrag atenția, interesant, da? Vă distrag atenția de la atmosfera generală și vă doriți creștere financiară. Mai dăm o carte pentru regele de monede, te rog frumos. Wow! Ia uite ce a fost aici, nene. Mai. Da, voi aveți aici în spate un personaj foarte toxic. Foarte toxic. Atractiv, într-adevăr, atractiv și n-aș mai, v-am zis, aș vrea să evit să nu mai dau zodii. Atractiv, 5-6 de bâte, dar care v-a provocat multă suferință, 10 de spade și diavolul foarte intoxicant. A fost și atracție sexuală între voi, dar și personajul acesta v-a legat, v-a ținut așa. Și aici voi ați ales. Poate că o perioadă i-ați spionat, i-ați urmărit și vreți să comunicați. Vreți să comunicați și să spuneți adevărul aici. Este, ați ales, alegeți adevărul. Mai dăm o carte pentru regele de monede. Ce vă doriți, regele de monede? Ok. Ia uite. Vreți să-i blocați? Unii dintre voi vreți să-i blocați? Ia uite, pentru că v-au dezamăgit, v-au ținut în frig, poate pe unii să fie soțul vostru. Ia uite, regele și regina de monede și iar 10 de bâte. Complicat. Vă rog frumos, comentați-mi, pentru că sunt multe, multe variante. Clarificăm regele de bâte, te rog frumos. Ia uite, măi! Deci totuși acest personaj, 10 de cupe și regele de spade. Și iar apare regele de bâte în spate, regele de bâte e dezamăgit. Din cauza ce se întâmplă în viața voastră, cred că. Ia uite, regina de monede și 10 de bâte reapare. Și în spate la 10 de bâte, la această căsnicie sau situație foarte obositoare, apare problema de cuplu, da? Probleme financiare, argumente din cauza unei pasiuni și iar apare regina de bâte, regele și regina de bâte. C-or fi având ei probleme în cuplu, că aveți voi probleme în cuplu, da? Pentru că în spatele acestui rege sunt niște dezamăgiri, da?
Dar nu cred că ține de voi. Acest rege, acest cavaler de bâte, simte multe pasiuni, multă pasiune pentru voi. Cu fisem de aer, cu fisem de foc, cu fisem de apă. Variază de la vărsător la vărsător, însă mie așa îmi arată cărțile. Că ați fost unii într-o relație cu cineva sau într-o situație cu cineva care v-a dezamăgit, care v-a ținut pe loc, care a fost poate prea materialist, prea pragmatic. N-a fost creștere, de-aia apare, creșterea apare în poziția fricilor, n-a fost creștere din cauza unei imaturități. Există o întâlnire karmică care se poate manifesta în această perioadă. Cineva se luptă să manifeste această întâlnire karmică cu voi. Pentru că, ia uitați, 10 de cupe, cavalerul de bâte, regele de bâte, 10 de cupe. În suflet aveți regele de cupe. Și vă rog, n-aș mai vrea să dau zodii, dar... Pentru unii, interesant, provocarea să fie un personaj care v-a pus într-un triunghi datorită stilului de viață, iar imatur, e o altă interpretare, un personaj care plăcea să petreacă sau să se simte doar bine, un pic hedonist, da, și v-a pus în diferite situații neplăcute, triunghiuri sau poate... Evident, dacă nu simțiți că e personajul vostru, poate să fie din trecutul lor. Clarificăm, te rog frumos, acest mare preot. Clarificăm marele preot. Clarificăm, te rog frumos, marele preot. Marele preot. Că iar vă semnul Taurului, dar care apare aici între consum de energie și blocaje. Clarificăm semnul Taurului. Cavalerul de cupe. Și mai încă o carte. Avem o carte. Avem o carte. Cavalerul de cupe și ce? Iată. Asul de cupe. Este o legătură spirituală, așa simt. Acest mare preot este o legătură spirituală între voi și cineva. Iar reapare regele de bâte cu 3 de spade și cu 5 de monede în spate, care se detașează de cineva. Iar apare acest personaj care are multă pasiune pentru voi, dar care are totuși un trecut cu niște probleme. Și toți avem, da? Toți avem bagajele noastre emoționale, mentale, familiale. Da? Toți avem. Însă acest personaj simte multă atracție pentru voi și e dispus să lupte. Și probabil că trebuie să se lupte cu cineva din trecutul vostru. Poate trebuie să se lupte cu cineva din trecutul lor. Însă, ce reușiți să faceți? Se creează această legătură spirituală între voi și, cred că, această influență exterioară care se manifestă prin cavalerul de cupe și 10 de cupe, faetonul și regele de cupe, regele de bâte, regele de spade și 10 de cupe. Da? Asta este. Aici sunteți. Și acest personaj, da, marele preot, față de care personaj cu oarecare autoritate, sau cu un fel de a fi mai tradițional, dar da. Ar vrea să vină spre voi și să vă ofere, ia uite, asul de cupe și asul de spade. Eu așa simt că este acest personaj. Ia uite, asul de bâte și regele de bâte.
care se luptă pentru voi. Pentru că în continuare ce apare aici? Ia uite, am zis, vrea să vă invit acest personaj, ar vrea să vă sune, să vă invite iar, că aici este în poziția sfatului, da? Valetul de monede. Se luptă și aici apare 5 de spade, se luptă să vă invite să vă caute, să vă demonstreze ceva, aici iar se luptă, dar sub forma lui 5 de bâte. Să se întâlnească cu voi într-o formă sau alta. Vrea să schimbe, interesant că a apărut valetul de bâte și aici, da? Interesant, valetul, uitați-vă, nu de bâte, de monede, ce interesantă e. 5 de bâte, 5 de spade, valetul de monede, roata norocului. Mai, cineva se străduie să vă cucerească și cred că e acest personaj. Cred că e acest personaj. Da? Poate că au fost niște blocaje. Dar aceste blocaje vor fi dărâmate. Va veni soarele, va veni această bucurie și pentru voi. Da, nu știu cum o să dau titlul la această, că niciodată nu știu ce titlu dau la această, la etalări, pentru că sunt complicate. Sper că v-a plăcut, sper că a meritat așteptarea și v-ați ales cu grijă mesajele care corespund cu viața voastră. Repet, sunteți mulți, diferite generații, bărbați, femei, singuri în cuplu, despărțiți și așa mai departe. Și sper, din tot sufletul, să alegeți corect, da? Că asta înseamnă asul de spade, corect. Alegeți oamenii sinceri, deschiși, care vă aduc victoria. Pentru că au fost, ați văzut niște probleme, renașteri, morți, dezamăgiri, morți în sensul de moartea pasiunii, moartea relațiilor, ceva de genul ăsta. Și relația moare, da? Uneori. Dar se schimbă energia. Se schimbă că e Jupiter totuși învărsător. Nu e doar Saturn, este și Jupiter. Cam atât. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ciao, ciao. Și la mulți ani, fetelor, doamnelor și domnișoarelor. Numai bine. Ciao, ciao.